cei care ați ascultat cu atenție și ascultați cu multă atenție de fiecare dată, Sfânta Evanghelie, cuvântul propovăduit, în Sfânta Evanghelie, cu toți suntem îndemnați la mai multă rugăciune. Avem nevoie de rugăciune să implorăm mila, iertarea lui Dumnezeu. Orice boală sufletească, fie trupească, sufletească, prin rugăciune vine în Dumnezeu. Totul se rezolvă cu credință în Dumnezeu, cu post și cu rugăciune. Până ajunge la suferință, neputință, care să le considerăm o încercare de pricina mulțimii păcatelor noastre. Nu că Dumnezeu ne-ar pedepsi. În puțina noastră credință, așa gândim cu toții. Oare ce-a făcut eu în viața mea, de sunt așa de mult pedepsit de Dumnezeu și am o încercare ca aceasta. Vedeți că Dumnezeu ne reamintește că există. Lasă omul liber, ne lasă liber, face ce dorim, dar vine timpul când trebuie să-și dăm răspuns. Cât am prețit timpul, cât am fost în slujba lui Dumnezeu, sau cât de mult în slujba celuilor. E bine, acum mi se cere multe credințe. Am spus-o deseori și am să spun că e foarte periculos fanatismul acesta, când noi ne vedem mai buni ca alții, mai rugători ca alții, mai postitori ca alții, mai vrednici ca alții, mai pregătiți intelectual ca alții, mai frumoși ca alții. Până la urmă, toate vin și sunt divini din cer de la Dumnezeu. Nu știu cât de mult ne mulțumim pentru tot ce ne revarsă Dumnezeu asupra noastră, în viața noastră. Nu știu de câte ori știm să și mulțumim, nu doar să cerem zi noapte lui Dumnezeu. Mai tot timpul suntem nemulțumiți. Punem foarte multe întrebări lui Dumnezeu. De ce eu? Eu care din când în când mai merg la liturghie. Eu care din când în când mai țin o mentor și vine repos. Poate mă și spovedesc o dată la câțiva ani. Păi, din păcate, cu toții ne numim creștini ortodoși care am fost blagosloviți și binecuvântați să fim încreștinați și botezați în numele Preasfintei Treimi. Dar să nu fim doar cu numele, să ne lăudăm că suntem ortodoși. Că dacă treci într-un sectar ce înseamnă ortodox, îți va spune Sfânta Dreapta Credință, adevărata credință. Ca să fii un bun creștin ortodox, nu doar cu numele, nu doar cu numele, atenție, trebuie să faci și trebuie să faci un creștin ortodox. Ori tu dacă te lauzi că ești creștin ortodox, și n-ai călcat odată în viața ta pragul unei biserici. N-ai fost povedit niciodată. N-ai fost împărtășit niciodată. Și mai tot timpul ai fost în desnădejde. Când ești și caz în desnădejde, nu mai pun cuvântul depresie, dumneavoastră să știți de cuvântul desnădejde, ferească Dumnezeu să credem în desnădejde. Atunci, dacă nu ai credință, chiar simți că te-a părăsit Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu te părăsește. Dar tu nu voiești să-L cauți. Orice ai voi, dar să mai ne faci cu Dumnezeu. Când cineva te îndreaptă, printr-un cuvânt, hai frate sau soră, duminică la Sfânta Liturghie. Și restul, întrebarea mea este, ce răspuns vom da noi înaintea lui Dumnezeu, dacă și la 70-80 de ani, dăm un exemplu negativ celor tineri. Că noi îi împlângem, bine, părinții parori. Părinte,
a îmbătrânit satul nostru, comuna noastră, și mă tot gândesc, oare acești copii care sunt plecați în afară, în oraș, mai bine i-au dat în satul lor, sau la mărânțul mamei părinților lor, îi mai văd eu vreodată? Păi bine, noi spunem de tineri, dar uitați-vă în biserică, sunt mai mulți tineri care ne fac nouă cinste când ne vedem. Dar acești tineri care vedem și în mănăstiri, și biserici, se vede că au avut o educație și o formare frumoasă spirituală. Au avut părinți și bunici temători de Dumnezeu. Și oriunde ar fi, ori în afară, că v-am mai spus eu că credincioșii din afară, fie în Germania, fie în Italia, Franța, Spania, să vă duci să vedeți câte credință au, nu se leagă de biserică. Își simt credința vie de creștin ortodox și de români. V-am văzut și în portul național. Deci n-au uitat nici portul național. Să nu credeți că ei în afară nu se roagă ca și dumneavoastră. Dar ce mai dureros, și vă spun cu frica Maicii lui Dumnezeu, că vedem că la țară e mai multă lume de la oraș decât de la țară. Nu puteți da un răspuns de ce oare? Când întrebăm, sau facem cumpărături, mă uit în stânga dreapta, lume postitoare, care cumpără mâncare de post, oameni intelectuali, tineri, care țin post. Ce n-ar da omul paralizat de 40 de ani să se ridice, să vină cum se ziceți dumneavoastră astăzi la liturghie, să se facă câteva metale, sau să dea o cadă cu apă la o fântână cu mânânța lui. Ce n-ar da omul ori să vadă lumina Siriei, sau o floare, sau chipul Maicii Domnului, a Sfinței Mântuitorului. Și totuși au această încercare. Și noi ceilalți, nu știu cât de mult dintre noi, îi mulțumim zilnic lui Dumnezeu că existăm. Că suntem în viață. Că viața este un dar divin de la Dumnezeu. Cât de bun e Dumnezeu cu noi, dragii mei. Cât de bun și iertător e Dumnezeu cu noi. Dacă s-a luat Dumnezeu după păcatele noastre, nu știu dacă ne-am mai rezistat acest pământ. Îmi aduc aminte de străbunica mea, povestind și bunica mea văduvă, că rugăciunea ei era mize noapte, cu mâini ridicate la cer, mâncarea făcută de sâmbătă, nici foc duminica, nici nu tăia căsită duminica, nici pierdură duminica încălzită, și permanent în genunchi cu lacrimi. Săruta pământul, chiar sfânt și sacru. Acum, eu mă tot gândesc cum Dumnezeu răsare greu pâinea noastră de toate zile, la câte păcate facem, câte păcate sunt astăzi. Rugăciunea scurtă, mă spunea Părintele Serafima nostru de Înțelepciune, Iisus e scump, ajută. Măicuță scumpă, ajută. Și vei simți, cu adevărat, prezența lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu ori la ce pas îl facem în viața noastră. Că Dumnezeu ne ferește de primejdie. De ce este nevoie, vai de creștinul, creștina care nu are cruce la gând? Eu vă dau sfatul, fiindcă vine ceasul când voi da răspuns. În anii preoției, de ce am tăcut? De ce n-am spus? Că dumneavoastră o să vă duceți la judecată și o să spuneți cum ne-a învățat preotul. Acolo nu mai este timpul și ceasul acela să ai o scuză oarecare, o iertare. Aici, timpul trece. Vedeți ce repede trece timpul. Ne uităm unii la alții, încălțim. Să vă mai spun un caz real. Un tânăr a luat toate micile, a plecat în afară, beții, curcaj, tutunar, e toate. Și într-o zi îl macină conștiința.
ce să mă duc într-o zi la biserică. Și aude, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este iertare, Dumnezeu nu vrea moarte păcătosului, să întoarcă să fie viu. Și a căzut în genunchi și a cerut spovedanie. Și bucuros vine acasă, mamă, sunt alt om. Dar ce-i făcut? Ai nebunit? Ce vorbesc asta? Mamă, m-am întors la Dumnezeu. Termină cu de-astea. Nu am să te mai recunosc acum. Frase biserică și Dumnezeu și cu tată. Ei, dacă mă tare mă înveți așa, mamă, după atâția ani m-am întors și eu, am să mă duc să mă apuc chiar de asta. Care mamă și-ar dori ca fiul ei să fie în șans, beat, drogat, totunat, iertat scuvântul? Fite mame, nu vin plângând zi noapte, ajută-mă, părinte, roagă-mă, mea, Doamne, ca copilașul meu să vină la biserică, să asculte de părinți, să fie credincios, să se spovedească măcar o dată în an, să nu mai înjure pe Dumnezeu, să lasă țigara, să lasă beția. Asta face o mamă, zi noapte. O mamă rugătoare pentru copii, pentru soții,